I'ma give a little more, I just wanna let go. Give it to the Lord, I'm just gonna let go. Salut YouTube! Am revenit pentru un scurt mesaj pentru anul 2019, primul video de anul acesta. În câteva zile revin în București, pregătit să-mi pun sistemul la punct, să-mi setez niște obiective, să mă apuc de sală din nou, să-mi fac un plan de mese. Chiar acum sunt la plajă, am venit, am crezut că o să fie o zi frumoasă, o să prind ceva soare, dar nu, este iarnă și aici, nu se compară cu iarna din București, dar da, asta este iarna de aici. O să plouă următoarea săptămână. Câteva chestii care îmi sunt pe inimă pentru anul acesta. Primul lucru, și o să pun un video despre asta, este implementarea postului ca și disciplină spirituală în viața mea personală. Eu voi continua să fac asta. Dumnezeu a lucrat foarte mult prin post în ultimii 2-3 ani în viața mea și vă încurajez să implementați asta în viața voastră și în umblarea voastră cu Dumnezeu, să vă luați zile de post în care să vă apropiați de El și să petreceți timp mai mult cu Domnul. Nu veți regreta. Un scurt mesaj pe care l-am auzit, cineva zicea să îți asculți fricile. Fricile te vor împiedica să crești. Te vor împiedica să crești, poate ți-e frică să vorbești cu cineva despre Dumnezeu, să mergi și să faci ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Și de obicei, lucrurile de care ne temem cel mai tare sunt cele mai mari oportunități de a crește în viața noastră, ceea ce simțim că ar trebui să facem, dar ne temem de acel lucru. Vei crește cu siguranță, așa că ia-ți inima în dinți în 2019 și cucerește mai mult. Zice Biblia că suntem mai mult decât victorioși prin Hristos, mai mult decât victorioși. Așa că te îndemn să-ți asculți fricile și să le și înfrunți în acest an nou, care va fi un an extraordinar. Chiar simt că Dumnezeu lucrează mult în România, se urmează să deschidă unele porți și să facă niște lucrări mari în România. Urmează videoul despre post în următoarele săptămâni. Mulțumesc pentru timpul tău. Dă-i subscribe canalului dacă nu ai dat încă like la video și ne vedem în videoul următor. Fratele Milo aici. Ce ești, Milo? Sau cu căciula lui nepoată mea. Nu știu dacă se supără. Not the guy you're looking for, Wes. Would you please tell Cole that this is exactly the guy that we're looking for and we want to go home? Yeah, but I can't.